José Mourinho își înfruntă fosta echipă, o partidă cu totul deosebită în Cupa Ligii, Tottenham-Chelsea, Tottenham cu o cotă aproape dublă față de cea a albaștrilor la victorie, 3,55 pentru succesul grupării antrenate de José Mourinho, pentru remiză cotă 3,70 pentru victoria lui Chelsea, cotă 2. O să vedem și alte cote oferite de casele de pariuri pentru această partidă. Chelsea să înscrie peste 1,5 goluri, cotă 1,80. Chelsea să se califice la penaltiuri, cotă 6 și 10. Sunt aceste cote alese, aș putea spune, foarte bine, foarte amănunțite, aș putea spune, de Tudor, colegul nostru. Pentru remiză la pauză, cotă 2,35. Sunt și alte cote interesante. X pauză 2 final, cotă 5,30. Peste 1,5 goluri în repriza secundă, cotă 1,82. Și scor corect 1-2, cotă 8. Iar pontul redacției noastre este 1,55. E o cotă de 1,55 pentru varianta, ambele marchează. Chelsea a câștigat ultimele 3 meciuri directe. Foarte important și acest aspect. Chelsea vine după meciul nebun cu West Bromwich Albion, în care a fost condusă cu 3-0 și a scos un punct. A fost 3-3, în timp ce Tottenham este fără victorie în ultimele 2 jocuri de acasă. Da, sunt două echipe imprevizibile din punct de vedere al pariurilor și spun cu mâna pe inimă, Bogdan, aceste partide derby din Cupa Ligii Angliei sunt cele mai greu de pronosticat, cel puțin din punct de vedere al scorului. Normal te gândești la un meci cu goluri pentru că sunt două echipe talentate, da, cu jucători de mare calitate, dar uite că am văzut echipele probabile care au fost anunțate de englezi în urmă cu aproximativ 3 ore. La Tottenham nu o să joace nici Son și nici Kane, da, atacul va fi format din Bergwijn, Ali, Sessegnon și Lucas Moura, parcă nu mai sună atât de grozav. În timp ce Frank Lampard merge în atac cu Hudson-Odoi, Havertz și Giroud, Mount în spatele lor, cumva la creație, îl văd pe post de atacant, dar el va juca un pic mai retras. Deci sunt cumva echipele de titulari în proporție de 70% cu mici schimbări. Acum e foarte important de văzut cum vor reacționa cele două după efortul din weekend și având în vedere că oboseala trebuie să se instaleze chiar și în cazul acestor echipe foarte puternice, da, joacă din 3 în 3 zile deja Tottenham de ceva timp încoace de când a început sezonul. Eu parcă aș înclina să-i dau prima șansă lui Chelsea în acest meci, dar mă aștept la o primă repriză ceva mai strânsă, mai echilibrată, cu puține riscuri asumate de ambele părți. Aș juca X pauză sau final, mi se pare un pariu cu acoperire și având în vedere că nu se joacă o revanșă sau un retur, X-ul este posibil și la final, pentru că apoi se poate tranșa calificarea. 1.61 am văzut pentru acest pariu și aș mai juca și interval de goluri 2-3, 2 goluri sau 3 goluri marcate în meci, o cotă de 2-0-3, foarte bună. Nu văd un meci foarte, foarte deschis sau cu foarte multe faze, deși, atenție, Tottenham a jucat cu Newcastle în weekend, a avut 23 de șuturi la poartă, dar degeaba, din nou s-a împiedicat pe ultima sută de metri. Uite, te contrazice Iulian, care scrie pe pagina de Facebook un pont pe zi, nu bate Chelsea, trăiesc în UK și iubesc campionatul de aici, mă aștept să văd cel puțin un meci de over, de peste 2,5 goluri, iar Leon te merge pe varianta unei victorii a lui Chelsea cu 1-0. Să spunem că era acel scor corect, 1-2, victorie pentru Chelsea, 2-1. Acesta a fost scorul înregistrat și la ultima confruntare direct în Premier League. Atunci Chelsea s-a impus cu 2-1 pe teren propriu. Știi la ce mă uit, Bogdan? Mă uit la linia de mijloc și văd pe axul central la Chelsea Barkley, Jorginho, aceștia vor fi titularii, în timp ce de partea cealaltă sunt în Ndombele alături de Ali. Cumva, tot la fel pe axul central. Parcă mai multă forță de partea lui Chelsea, dar ce-i drept, echipa lui Mourinho e mai omogenă. Foarte echilibrat, deci foarte greu de pronosticat și de aceea mă și gândesc, combinațiile de X sunt destul de indicate aici. Da, mâine se joacă fotbal nu doar la Kiev sau la Londra, sunt și alte competiții interesante, de fapt astăzi, pentru că suntem în ziua de marți, se joacă în Liga a doua, se joacă tenis la Roland Garros și în multe alte locuri. Haideți să vedem care sunt ponturile zilei oferite de membrii redacției pariuri 12.ro.